Bună seara, bine v-am regăsit. Este ora 18, începe Doctor Medica aici la Medica TV și astăzi vă propun subiect extrem de interesant. Rămâneți alături de noi, nu veți regreta. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre revoluția inteligenței artificiale în medicina de laborator. Vom afla lucruri extrem de interesante de la doamna doctor Andreea Alexandru, medic primar, medicină de laborator, director medical, divizia laboratoare clinice Regina Maria. Apoi, în partea a doua a emisiunii, vom povesti despre diabet, prevenție, dar și dacă n-am reușit să prevenim apariția acestei boli, ce ar trebui să facă bolnavul cu diabet, astfel încât calitatea vieții să nu aibă de suferit, ne va explica doamna doctor Simona Carniciu, care va sosi în partea a doua a emisiunii alături de noi. Nu uitați că și astăzi numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, iată colegii mei l-au afișat pe ecran, 0310699956. Ne puteți suna, ne puteți adresa întrebări în direct, astfel încât invitatele noastre să vă răspundă. La fel pe pagina de Facebook la Medica TV, dacă veți intra, veți vedea că suntem live alături de voi, așa că profit. Voi fi atentă pe recepție, astfel încât să preiau mesajele care sosesc și acolo. Spuneam că în prima parte a emisiunii vom vorbi despre revoluția inteligenței artificiale în medicina de laborator, cumva diagnostice precise, eficiență îmbunătățită, nu greșesc dacă spun așa, o să ne explice doamna doctor Andreea Alexandru, medic primar, medicină de laborator, spuneam director medical, divizia laboratoare clinice Regina Maria. Bună seara! Mă bucur, Andreea, că suntem astăzi împreună. Bună seara, Simona, și mă bucur de invitație. La Doctor Medica și o să povestim lucruri extrem de interesante, pentru că sună așa un pic SF, dar uite că nu mai este SF și că inteligența artificială, iată, poate fi utilizată în îmbunătățirea procesului analizelor pe care voi le faceți la laborator, cumva. Și o să te întreb direct în ce constă utilizarea propriu-zisă, a inteligenței artificiale, pentru că sună așa un pic SF și cu toate astea nu e deloc SF. Iată că există în România, iată că putem beneficia de ea ca pacienți. Da, există în România inteligența artificială implementată în laboratoarele clinice și există la noi în Regina Maria și de ce nu? Deoarece inteligența artificială este peste tot în media și nu numai. Deci era momentul ca să îmbrățișăm acest concept și în medicină și în laboratorul clinic. Și inteligența artificială, ce încearcă ea să facă? Încearcă să simuleze tot ceea ce înseamnă gândirea umană pe baza unor algoritmi care să aibă la bază rezultate și decizii. Și cam acest lucru am făcut noi în laboratoarele Regina Maria. Și dacă ar fi să te întreb de avantajele cumva aduse de folosirea inteligenței artificiale cumva față de, nu știu, rezultatele pe care le obțineți atunci când lucrau clasic, nu? Cu oameni care poate mai greșeau sau da. nu știu să ne spui. În primul rând, cred că oamenii obosesc. Da. Asta se cred mai că întâmplă. Este. Exact. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Inteligența artificială nu obosește. Și, drept urmare, este un coleg pe care te poți baza indiferent de oră, indiferent de încărcarea laboratorului cu teste și cu pacienți, indiferent de ora din zi, inteligența artificială va aplica aceeași algoritm pe care i-ai stabilit tu și cu echipa ta medicală și va trece toate rezultatele prin acești algoritmi complicați, astfel încât să facă o autoverificare a lor și să dea un rezultat care nu va fi supus variației utilizatorului final, adică medicului, ci va fi un medic standardizat care nu obosește și care se va uita tot timpul pe analizele tale la fel. Și cred că este un mare avantaj la noi, pentru că este foarte greu când procesezi mii de teste și mii de pacienți să ai aceeași acuratețe în interpretarea rezultatelor și validarea lor și trecerea lor prin întreg procesul tău medical de gândire. Reușind să avem acest coleg care se cheamă inteligența artificială, o parte din această povară ne este luată de pe umeri, ceea ce cred că pacientul ar trebui să se bucure, că are niște rezultate mult mai repede eliberate și mult mai sigure. Și uite, avem și câteva imagini din laboratoarele voastre din cadrul rețelei de sănătate private Regina Maria și vedem cum se desfășoară
toate aceste lucruri despre care noi povestim. Și în timp ce urmărim aceste imagini, Andreea, o să te rog să ne spui și care sunt principalele provocări în implementarea acestor lucruri noi, moderne. Nu cred că a fost simplu. Important este că, iată, totul funcționează, dar cred că au fost anumite provocări. Și cum le-ați depășit? Să știi că provocarea principală a fost a echipei medicale. Este foarte greu, după atâția ani de pregătire, 6 ani de facultate, cu 6 ani de specialitate, cu experiență în domeniul medical al laboratorului, să accepți că poți niște algoritmi, să creezi niște algoritmi, să-i pui într-un soft care să facă ce faci tu. Măcar pentru o parte din populație care reușește să treacă prin acești algoritmi. Asta este cea mai dificilă parte. Să accepți că poți să ai un astfel de coleg, care este inteligența artificială. După aceea, provocarea a fost să creezi echipa. Pentru că... Deci oamenii au rămas în continuare, da, lucrează și ei. Au rămas în continuare. Nu au rămas fără job, nu, să spunem asta, nu. Da? Ci practic le-ai mai adus un coleg pe exact. Care să se poată baza. Să se poată baza. Să facă echipă, și ce da. Face colegul ăsta? Colegul ăsta reușește să ne ia povara pacienților care nu necesită atenție deosebită, pentru că trebuie să recunoaștem că avem pacienți, ca toate laboratoarele și în sistemul de sănătate, avem pacienți care necesită atenție deosebită, care necesită teste suplimentare, necesită discuții interdisciplinare cu alte specialități. Și atunci acești pacienți beneficiază da, acum de mai multă atenție din partea echipei medicale, ceea ce este un mare beneficiu. Ceilalți pacienți obțin niște rezultate care sunt mult mai repede, mult mai bine verificate, pentru că inteligența artificială este un coleg foarte bine instruit, care ține sub control fluxul, care verifică că totul funcționează normal în parametrii pe care noi am stabilit. Și care trage semnalul de alarmă exact. când ceva nu e în regulă. Și... Sau exact. Spune, nu putem lucra pacienți. Și atunci nu lucrăm pacienți. Nu există eroarea umană că am fost obosit și... Nu există. Și atunci ai o viață mult mai liniștită cu ea. Pentru că îți ia o povară pe care tu o aveai și care îți mânca din timpul pe care îl aveau nevoie pacienții într-adevăr importanți. Și mă gândeam, nu știu, ca să obții rezultatul analizelor făcute, aveai o perioadă de așteptare de câteva zile. Bănuiesc, cu ajutorul inteligenței artificiale a mai scăzut perioada aceasta de așteptare, ceea ce este minunat, mai ales când spui, când nu ai un caz particular cu probleme mari, ci lucruri uzuale. Prevenție. Prevenție, exact, pentru că așa ar trebui să mergem toți și să ne facem analizele de rutină, nu uitați, o dată pe an, cu trimitere de la medicul de familie, nici nu ne costă nimic, facem ceva pentru noi, pentru sănătatea noastră. Așa cum mergi cu mașina la revizie o dată pe an, nu uităm să mergem și cu noi la revizie. Prevenția n-ar trebui să creeze probleme. Exact, și rezultatul este mult mai repede obținut. Într-adevăr, în spate este o întreagă mașinărie de servere, de internet, de mare viteză, de conectivitate cu toate echipamentele pe care le vedeți, la softuri și la algoritmi, dar totul se întâmplă foarte repede și în timp real și pacienții sunt extrem de mulțumiți. Ceea ce este minunat. Da. Și clinicienii sunt foarte mulțumiți, deoarece trebuie să spunem că acesta este primul pas în tot ceea ce înseamnă implementarea inteligenței artificiale la nivelul rețelei și la nivelul medicinii, deoarece vor urma integrări cu softuri de diagnostic, de prognoză, de căutare de soluții pe internet, la cazurile speciale, la tratamente care sunt doar experimentale în studii clinice. Adică toată căutarea asta va fi ajutată de inteligența artificială, care va strânge toate informațiile de la laborator, de la imagistică, de la anatomopatologie, de la clinică, și va putea căuta și oferi medicului și pacientului o mulțime de oportunități, nu limitate la România, ci limitate la lumea întreagă. Și atunci... Deci cumva inteligența artificială face și munca aceasta de sinteză, da. De a cerceta, de a se documenta și de a-ți sintetiza. Exact. Deci iată, economisește timpul cadrului medical, medicului, nu? Da, și oferă posibilități pacientului, asta însemnând etapa a doua de implementare, oferă posibilități pacientului cu ajutorul consilierii medicale de tratamente pe care altfel probabil
nu că nu ar fi n-ar fi ajuns la ele, dar pe care poate că ar fi fost greu să afle despre ele sau medicul le-ar fi aflat într-un timp mult mai lung. Exact. Și ar fi necesitat o altă vizită la medic. Așa, aplicarea... Deci se scurtează timpul, exact, și pentru pacient, pentru că el nu mai așteaptă atât de mult rezultatele, dar și pentru medicul ce mânează rezultatele. Da, se scurtează timpul și pacientul are ocazia să aibă o medicină personalizată. Că, de fapt, despre asta vorbim. Suntem unici în felul nostru și patologia noastră, chiar dacă se cheamă la fel, este unică datorită unicității noastre. Drept urmare, medicina trebuie să fie personalizată cu tratament și diagnosticele nu mai sunt ca cărțile. Aceasta este medicina viitorului, exact, de fapt. Exact. Și atunci, inteligența asta artificială, asta este un companion de nădejde a cadrelor medicale. Uite ce mai liniștit și pe mine și mai relaxat spunând această frază. Mărturisesc, uite aici, sincer, de față cu toată lumea, când am auzit subiectul, mă gândeam, zic, Doamne, rămân oameni pe drumuri? Iată că nu rămân pe drumuri, ci sunt ajutat să-și facă, da, treaba și mai bine, ceea ce este minunat, iată, cu ajutorul inteligenței artificiale. Da. Mă bucur că am pus punctul pe ei și am subliniat din start toate acestea, astfel încât să privim relaxați, iată, domeniul acesta modern, care aduce mari beneficii atât pentru pacient cât și pentru, siguranță, voi medicii și cadrele medicale, toți cei care sunteți în sistem și care munciți pentru pacient, pentru sănătatea, da, noastră, a sănătatea celor care tuturor venim. Sănătatea tuturor, corect. Hai să ne mai dai exemple de succes cumva, da, ale integrării inteligenței artificiale în anumite domenii, nu știu, hai să dăm exemple. Hematologie, da, uite, biochimie, în hematologie, microbiologie, nu știu. Și în anatomopatologie avem achiziția de imagini. Toată lumea știe că există momente în hematologie în care toată lumea își face, nu toată lumea, dar există situații în care se fac frotiuri. Orice medicul clinicianul, laboratorul decide că trebuie să-i facă un frotiu de sânge. Sau, în acest caz, decide inteligența artificială pe baza unor reguli puse de către medici că acest pacient trebuie să aibă un frotiu de sânge. Frotiu de sânge care este colorat și care este scanat printr-un soft special și imaginea respectivă, numai că este citită, dar sunt marcate toate punctele pe care softul le consideră critice, importante și importante și în care medicul ar trebui să-și concentreze atenția. Exact. Da. Și sunt scoase pe monitorul medicului și acesta vede totul la monitor. Se poate concentra, exact, pe punctele cheie, așa, da, cum ai zis. Și aceste imagini se pot trimite și către medicul clinician dacă dorește să le vadă. La fel este și în anatomopatologie. În anatomopatologie, în oncologie, acum în toate bordurile astea oncologice, se face aceasta cu ajutorul inteligenței artificiale, se strâng toate aceste date cu lame, cu informații clinice, cu diagnostice și se strâng toate la un loc, putând aceste lame să fie consultate de către alți medici din altă parte, din altă localitate, din altă țară, pentru a se confirma diagnosticul. Exact, și pentru a se sfătui cumva. Exact. Nu uite, ai posibilitatea să te sfătuiești cu ai tăi colegi din țară sau chiar nu, chiar din străinătate. Exact. Da. Ceea ce iarăși este un ne ajută să nu mai avem avantaj. Bariere. Da. Știți? Adică dărâmă cumva barierele astea de graniță geografice pe care le avem. Ceea ce este minunat. Și e extraordinar. Adică poate că mie, de exemplu, într-un moment de oboseală, s-ar putea să îmi scape anumite corelații între anumiți parametri biochimici și imunologici. Dar inteligența artificială, pe baza regulilor pe care le-a primit de la echipa medicală, face aceste corelații și îmi scoate în față toate discrepanțele și îmi zice, doamna doctor, aici ceva nu este cum trebuie, povestea nu este spusă pe limbajul care trebuie. Și atunci te uiți și vezi, mai adaugi niște analize, mai suni un clinician, te mai sfătuiești cu el, vezi ce mai trebuie să-i faci pacientului, astfel că în final pacientul are toată povestea. Ceea ce e foarte important, pentru că cred că toți stăm prost cu timpul. Exact, asta vreau să completez. Are toată povestea fără a veni de mai multe ori. Exact. Nu pentru că altfel, așa cum era clasic, poate că pacientul era rechemat pentru a-i se mai recolta o altă probă și pentru a se mai face și alte investigații de care poate medicul nu-și dăduse seama de la început. Și atunci, iată, cu ajutorul inteligenței artificiale, economisim timp prețios pentru pacient, da, nu? Și pentru medici. Și pentru medici, comunicarea, exact, este mult mai simplă și
E un lucru extraordinar. Mi-au trebuit mulți ani, adică cred că vreo 3 ani mi-au trebuit ca să îmi dau seama că sunt în punctul în care trebuie să fac saltul. Și a fost extraordinar, adică acum nu regret absolut nimica. Și de cât timp ați implementat? De 2 ani aproape. De 2 ani? Da. Deci iată că avem deja vechime, adică nu suntem chiar la început, da. Ceea ce este minunat. E extraordinar pentru că laboratoarele sunt acreditate pe standardul de laborator 15189. Asta ce înseamnă? Fă-ne traducere. Da. Deci este o acreditare europeană și internațională, dar în special utilizată în Europa, care confirmă că laboratoarele au un nivel de calitate stabilit de un anumit standard. Standardul de laborator e standardul 15189 de laborator clinic. Și în România suntem acreditați, dar cu odată cu implementarea acestor algoritmi și a inteligenței artificiale vine problema, da, ea se uită la analize care sunt acreditate pe acest standard. Deci ce facem? Trebuie să acredităm și tot softul ăsta. Și am trecut printr-o acreditare de soft medical pe care nu a făcut-o, din câte știu eu, n-a făcut-o nimeni în România. Deci sunteți unici. Da, da. A fost foarte interesantă pentru că a trebuit să stai să citești foarte multe standarde, pentru că există standarde pentru acest tip de soft și acest tip de autoverificare, dar sunt din alte state, sunt în alte limbi. Și a trebuit să stai să le citești, să-ți faci procedurile, să... A fost o experiență extraordinară și aș face cu orice proiect. Și faci cumva specific pe ce-ți trebuia ție, exact. Specific României, pacienților de aici, nu? Pentru că bănuiesc că și în funcție de zona geografică în care te afli, sunt alte patologii, alte probleme de sănătate ce pot apărea. A fost o analiză de date statistice impresionantă, pentru că laboratorul generează foarte multe date, date medicale, care... trebuie privite statistic, corelate, cumva, exact, nu? Și dar privite de un statistician care înțelege medicina. Și a fost o echipă extrem de mixtă și au fost analizate toate datele astea și output-ul ăsta a fost. Am acreditat și merge și suntem foarte mândri. Cred și eu că avem și de ce, iată, da, să ne mândrim. Suntem foarte mândri și cred că ăsta este viitorul. Trebuie doar noi să-l acceptăm. Să-l acceptăm, mai ales, uite, explicând și spunând lucrurilor pe nume, da, deci oamenii nu au de suferit, ci din potrivă sunt ajutați în a-și face meseria cu mai multă ușurință, lejeritate, conexiune, cum spuneai, cu specialiști din toată lumea, ceea ce mi se pare extraordinar. Da, așa e. Și timp, în timp mai puțin, adică și pentru medic și mai ales pentru pacient, pentru că știm cu toții când mergem, așteptăm rezultatul analizelor și le-am dori cât mai repede să ne asigurăm că suntem sănătoși, că suntem bine. Asta dacă mergem la un consult de rutină, așa cum spuneai, să facem analizele de rutină o dată pe an, sau, Doamne ferește, când sunt anumite probleme de sănătate și chiar vrei să vezi, pentru că de rezultatul acestor analize depinde și tratamentul, exact, pe care medicul ți-l va prescrie. Și cu cât analizele sunt mai bine făcute, rezultatele sunt cele reale, cu atât tratamentul va fi mai eficient, nu? Că dacă ai un diagnostic bine stabilit și tratamentul poate fi, exact, eficient, nu? Dar altfel, da, uite, o mică verigă lipsă în tot lanțul ăsta și pot apărea probleme. Ori cu ajutorul inteligenței artificiale, la voi cu siguranță nu sunt, nu? Verigi lipsă, așa să sperăm. Minimizăm eroarea cât de mult posibil. Bun, o să vreau să repet numărul nostru de telefon afișat, iată, de colegii mei pe ecran, 031069956. Nu uitați că suntem live, suntem în direct alături de voi, așa că puteți profita de prezența doamnei dr. Andreea Alexandru, medic primar medicină de laborator, director medical, divizia laboratoare clinice Regina Maria. Spuneam, profitați de prezența doamnei doctor. Dacă aveți întrebări, opinii, de ce nu, ne puteți suna și putem povesti în direct. La fel, dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook la Medica TV, puteți lăsa mesaj acolo. Promit că voi intra să le citesc. La fel pe pagina mea personală, Simona Bălănescu, unde vreți să lăsați mesaje, promit că le voi spune aici, le voi povesti doamnei doctor și o să primiți și răspunsul. Hai să vedem, Andreea, este foarte important să înțelegem de ce trebuie să nu uităm de controlele acestea de rutină, analizele acestea făcute, analizele de sânge, că despre ele vorbim în principiu astăzi. De ce sunt atât de importante? Dădusem eu exemplul cu mașina, cum mergem la revizie,
așa și cu organismul nostru. Nu ar trebui să avem grijă de noi. Da, trebuie să înțelegem că prevenția este importantă. Și prevenția înseamnă, pe lângă o vizită la medic, care este esențială, înseamnă și un set de analize. Set de analize care sunt nu numai de sânge, sunt seturi de analize ginecologice pentru femei, care trebuie făcute. Prostată la prostată, bărbați. Da, este tot o analiză de sânge. Exact. Da. Adică trebuie să le facem, deoarece noi avem o stare de sănătate, dar starea noastră de sănătate s-ar putea să fie aparentă. Da, adică să nu apară manifestările, dar boala să se instaleze ușor, ușor. Exact. Și este păcat să pierdem timp până când apar manifestările. Dacă facem aceste analize de rutină, controlele preventive, analizele de sânge și, mă rog, ecografii și ce consult mai recomandă medicul, dacă, Doamne ferește, se întâmplă aceste modificări, le descoperim în stadiu de început. Și cu ajutorul tratamentului, chiar și când vorbim de boli grave, cum ar fi cancerele, descoperite în stadiul de început, vorbim de tratament și chiar vindecare. Exact. Adică lucrurile au evoluat atât de mult încât este păcat să pierdem timp prețios. Da, nu? Este păcat și trebuie să înțelegem că trebuie să închidem cercul. Trebuie să ne ducem la clinician, trebuie să facem analizele de sânge, trebuie să facem și alte investigații paraclinice pe care probabil că ni le recomandă clinician. Da. Ecografie de sân, mamografii, radiografii, ecografii de prostată sau așa. Ecografie să ne întoarcem transvaginală, exact, la femeie. Adică și să ne întoarcem la clinician și clinicianul să vadă toată povestea, știți? Să spună în cărticica noastră o poveste frumoasă sau o poveste care mai are niște capitole și trebuie să urmăm un tratament, dar care poate să ne ducă la închiderea frumoasă a poveștii. Și atunci trebuie să facem lucrurile astea și clinicianul trebuie să ne ghideze, pentru că doar o ecografie sau doar o analiză de sânge s-ar putea să nu fie, suficiente. Așa separate unele de, exact, de celelalte, nu? De asta trebuie să gândim totul în ansamblu. Și cineva să ne ghideze pe acest drum. De-aia există medicii clinicieni care, ăsta este rolul lor, să integreze toate aceste rezultate și să, cu ajutorul chiar și a inteligenței artificiale și a colegilor medici, să facă o poveste personalizată, să un diagnostic și o medicină și un tratament personalizat pentru noi. Chiar dacă tratamentul ăsta înseamnă doar du-te acasă și dormi mai mult. Da. Știți, adică ce greu e să faci și asta. Aici, nu știu, te-ai uitat așa în ochii mei și știai că ăsta e sfatul de care am și eu nevoie. Bine, cred că suntem mulți așa care, exact, nu apucăm să dormim de cât de multe lucruri avem de făcut. Lume, da, exact, da. Și nu doar să dormi, ci să dormi și în orele acelea potrivite, adică dacă s-ar putea măcar la ora 23, nu mai zic ora 22, că voi așa recomandați. Da, da, da. Cu vreo două ore înainte de miezul nopții, dar cine apucă orele alea de somn, nu știu, da. Dar, iată, măcar analizele să le facem la timp și, lăsând gluma deoparte, bine, noi vorbim despre lucruri serioase, cu zâmbetul pe buze, tocmai ca mesajul să fie unul mai ușor de înțeles. Ideea este că oamenii trebuie să se simtă confortabil. Trebuie să se simtă confortabil în a face aceste consulturi, în a veni la analize. În femeile ar trebui să se simtă confortabil în a recolta analizele ginecologice, pentru că de a discutăm, adică sunt lucruri extrem de serioase. Faptul că suntem confortabile cu ele, cred că ne dă puterea să avem această abordare. Da. Dar așa trebuie să le privim și trebuie să facem acest tip de prevenție prin analizele medicale și prin tot, pentru că ne dorim toți o societate mai sănătoasă. Și da, și dacă ne uităm, Andreea, la statistici, din păcate rămânem în fruntea, avem loc fruntaș la cancerul de col uterin, da, cancer de sân, adică sunt locuri fruntașe pe care nu ni le dorim. Deci asta înseamnă că în continuare nu ajungem la timp la medic și în continuare nu facem aceste investigații, analize, exact, de rutină preventive. Hai să vedem, concret, analizele de sânge, ce ne pot spune legat de starea noastră de sănătate? Nu știu, de exemplu, o simplă hemoleucogramă. Poate să-ți spună dacă ai anemie sau nu. Am avut pacienți care au ajuns la cardiolog pentru că ei oboseau urcând scările. Dar și de fapt erau anemici. Aveau lipsă de fier. Da, da, n-aveau nicio problemă cardiacă. Și ei, de fapt, erau anemici. Bineînțeles că orice
anemie trebuie investigată, adică nu există anemie și gata. Pot fi cauze simple exact. Sau cauze mai complexe. Exact, de boli care la fel pot fi grave și și vorbim de o simplă hemoleucogramă, adică nu e o simplă determinare a glicemiei, ne poate spune foarte mare foarte multe lucruri și ne poate aduce o mare plajă de diagnostice. Ai glicemia mai mare, ce s-a întâmplat? Mai adăugăm o hemoglobină glicozilată să vedem ca de cât timp o ai. Exact, media glicemiilor exact. Pe ultimele 3 da. luni, și asta ne spune foarte mult dacă a fost o întâmplare sau valorile noastre ale glicemiei sunt când sus, când jos, adică se instalează un diabet. Da, deci ne spun analize foarte simple, ne spun foarte multe lucruri despre unde, în momentul în care le-am recoltat, cum suntem noi în momentul recoltării. Asta reflectă analizele. Statusul nostru în momentul recoltării. Toată lumea are impresia, uitându-se la un buletin de analize, că laboratorul livrează cifre. Și nu este adevărat. Laboratorul livrează niște parametri într-un anumit moment al vieții noastre. Dacă vă uitați la intervalele de normalitate, nu sunt cifre. Intervalul de normalitate este de ordinul sutelor exact, chiar. Da. Vă dați seama ce variație biologică normală acceptabilă avem pe parametrii respectivi. Adică, dar sunt niște valori într-un anumit moment. Momentul ăla trebuie să fie corect ales. Și trebuie să fie un moment care trebuie să poate să fie aplicabil la viața noastră. De-aia avem oarecum reguli înainte să recoltăm analizele. Păi uite, despre ele vreau să te întreb, pentru că sosesc și mesajele. Uite, Laura mă întreabă în ce moment ar fi potrivit să facem această recoltare a analizei de sânge și cum ne pregătim. Aveam și eu întrebări pregătite, dar mă bucur că Laura, iată, ne-a transmis acest mesaj. Și cum ne pregătim pentru a recolta corect analizele de sânge? În primul rând, trebuie să nu ne fie frică și trebuie să ne asumăm faptul că ne ducem să ne recoltăm sânge. Și este... nici să nu ne uităm. Eu întind da. Mâna și nu mă uit și nu am niciun fel de problemă. Sunt persoane care se uită, unii leșină, alții se tem de ac. Până și lucrurile astea s-au schimbat. Acele sunt atât de fine. Da. Uite, să mai spunem ceva. Cantitatea de sânge de care voi aveți nevoie ca să faceți tot pachetul de analize a scăzut foarte puțin, tocmai datorită tehnologiilor acestora moderne, adică nici nu ți se mai iau nu știu câte eprubete de sânge să simți că ai lăsat tot sângele acolo la analiză, nu? Oricum e asta greu să lași tot sângele la analiză. Nu, glumesc, nici n-aveai cum, nu. În sensul că ai nevoie de o cantitate mai mică de sânge da, recoltat. Sunt s-au eficientizat toate testările acestea, da? Așa cum am spus, în primul rând trebuie să nu ne fie frică. În al doilea rând trebuie să ne asigurăm că suntem foarte bine hidratați. Deoarece abordul vaselor noastre pentru colectarea sângelui trebuie să fie ușor asistente. Și asta se întâmplă dacă suntem foarte bine hidratați. Deci, și asta ce înseamnă? Că să fim bine hidratați în general? În general. Și cu atât mai mult când știm că venim așa, deci cu o seară în urmă, dimineața când te trezești, ai voie să bei apă? Ai voie să bei apă, dar dacă îți recoltezi, dar nu ai voie să bei cafea, nu ai voie să bei altceva decât apă. Apa ai voie să bei. Dacă dorești să-ți cafeaua recoltezi... nici nu hidratează între noi, exact. E vorba, adică... Dacă dorești să-ți recoltezi ceva exudate nazale și faringiene, nu bem apă și este recomandat să ne spălăm pe dinți. Bun, deci hai să recapitulăm. Dacă vorbim doar de analiza sângelui, da, de recoltare de sânge, avem voie să aveți bem voie apă. Să beți da, apă, ne spălăm da. Și pe dinți? Da, puteți să vă spălați pe dinți. Fără să înghițim asta de dinți. Bun, deci avem nu voie. Nu recomandat apă. Să înghițim da, oricum. Dar dacă recoltăm exudat faringian sau orice alt produs din gât. Acum am trecut toți prin recoltarea pentru SARS, care se recolta și din nas și din gât, atunci nu mai bem apă, nu ne spălăm pe dinți. În același timp este recomandat să avem un post alimentar de minim 8 ore, de preferat 12 ore. Pentru că așa ar trebui să avem un pauza asta de noapte alimentară în care noi nu mâncăm, n-ar trebui să... Pentru că toate lipidele și tot ce înseamnă colesterol, LDL colesterol și suntem monați, exact, pot ieși crescute, pot să-l ții fals crescute pentru că noi am mâncat cu o seară înainte. Deci
12 ore minim de post alimentar înainte de recoltare. A, deci iată un sfat extrem de important. De ce? Sunt și persoane care spun, uite, mâine mă duc să recoltez, unii țin așa și se feresc de dulce, de alcool, mănâncă mai cu un pătat, o mai ca să iasă bine la analize, iar alții sunt care spun, a, nu, mănâncă, bea tot ce mănânci, tot ce bei într-o zi normală, ca să vezi cum stai cu analizele. E normal tot ce bei și ce mănânci într-o zi normală, dar seara... Nu este normal să mâncăm așa de târziu, la 8 seara sau dacă ajungi la 8 dimineața să recoltezi. Și atunci, ca să ai niște parametri pe care medicul se poate baza. Mai ales că suntem o țară în care dislipidemia este una dintre patologiile pe care le vedem des la pacienții noștri. Și să spunem dislipidemie însemnând colesterol crescut, trigliceride crescute, LDL colesterolul crescut, HDL colesterolul care ne asigură protecția vasculară scăzut, adică suntem într-o... Deci colesterol rău și bun. Exact. Suntem în povestea asta noi ca țară și atunci trebuie să știe medicul dacă se poate baza pe ele. Plus, haideți să încercăm să nu facem eforturi excesive înainte să ne recoltăm sânge, adică cu o seară înainte să mergem la sală, să, nu știu, să ridicăm greutăți, să alergăm pe bandă, să alergăm, nu știu, 15 km. Tu vorbești acum de sportivi amatori și de cei care fac performanță. Și de cei care fac performanță ar fi bine să aibă o zi de pauză înainte de recoltare, pentru că sunt parametri care cresc fals. De asemenea, trebuie să știm exact ce medicație luăm, pentru că medicația poate să influențeze anumiți parametri. Și atunci este esențial să știm, înainte de să ne recoltăm, ne-am luat medicația, pentru că așa ne recomandă medicul clinician, și atunci medicului clinician... Adică dacă, hai să dăm exemple, dacă urmăm tratament că avem hipertensiune arterială sau diabet, știm că se iau în fiecare zi medicamentele respective. Exact. Întrebarea este, când mergem să recoltăm analize, ce facem? Recomandarea este să-ți iei medicamentele după programul pe care l-ai, neinfluențat de recoltare, dar să ții medicul clinician să știe acest lucru când interpretează rezultatele. Pentru că s-ar putea ca anumiți parametri să fie influențați și sunt normal să fie așa datorită tratamentului, dar nu vrem să punem în pericol viața pacientului oprindu-l de la tratament. De exemplu, tratamentul anticoagulant pe care îl ia pacientul și pentru care se recoltează probe de coagulare, toată lumea care e anticoagulant, varfarina și face INR-ul, recomandările sunt că dacă ai tratamentul de dimineață programat să-l iei, îl iei și după aceea te duci să-ți recoltezi, pentru că platoul a fost deja atins cu medicament sau fără medicament, că tu ești un pacient cronic. Analiza va vedea cât ești tu de încărcat cu dozele pe care tu le iei. Adică nu e un lucru care îl iei așa întâmplător. Nu se recomandă să fumăm înainte de recoltare, deoarece chiar dacă avem lipide... Nu se recomandă să fumăm în general, dar uite, da. Uite, chiar dacă avem lipidele mari, pot să fie și mai mari datorită fumatului. Aha, da, adică... din cauza fumatului pot crește... Trebuie să avem grijă la lucruri care nu, la aceste obiceiuri ale noastre care sunt de zi cu zi, dar pot să impacteze rezultatele analizelor. Da. Și trebuie să informăm și laboratorul, dar în principal trebuie să informăm clinician în momentul în care ne ducem la interpretat de rezultate. Uite, mai avem un mesaj, văd că a venit pe pagina mea de Facebook, pe Simona Bălănescu în privat, mi-a scris o telespectatoare. Mulțumesc că îmi scrieți pe pagina de Facebook și pe pagina de Facebook la Medica TV, suntem live și acolo. Ne întreabă, uite, dacă există momente în care nu este indicat să mergem să facem analize, să recoltăm analizele de sânge și ne dă exemplu, ca atunci când suntem răciți sau când femeia se află la menstruație. Foarte bun mesajul, da. Foarte bună întrebarea. Dacă când ești răciți, în zilele de sângerare, în ciclu menstrual, la femei nu este recomandat să-ți recoltezi analize ginecologice, pentru că ne dorim să vedem într-o analiză ginecologică și într-o secreție și într-un examen Babeș-Papanicolau celulele de la acel nivel. Suntem într-o stare fiziologică care nu este optimă pentru acest lucru. Restul analizelor putem să le recoltăm. Dar analize de sânge poți? Da, putem dacă să ne recoltăm. Dacă ți iese vreo anemie? N-are cum să-ți iasă. Nu? Deci, să vă spun, este o variație de hemoglobină de 1,5 grame acceptată ca fiind fiziologic pe parcursul unei zile. Nu există, nu cred că variază atât de mult hemoglobina dacă îți recoltezi în timpul ciclului menstrual. Adică nu am văzut așa ceva. Și atunci
Dar într-adevăr există și alte variații circadiane. De exemplu, seara fierul este mai mic, deci dimineața se recoltează analizele. Încă un motiv să recoltăm dimineața la prima oră analizele, pentru că există și variații ale hormonilor. Cortizolul este mai mare dimineața și după aceea începe să scadă, da. Și intervalele de normalitate sunt făcute pe pacienții în stare bazală dimineața pe nemâncate. Adică da. Trebuie să comparăm ce recoltăm cu ce ne recoltăm. Apropo de, că m-a întrebat respectatoarea să-i... Și de răcită, dacă suntem răciți, recoltăm sau nu? Recoltăm dacă suntem răciți, pentru că s-ar putea să descoperim într-un exudat nazal și într-un exudat faringial motivul răcelii noastre. S-ar putea să avem o viroză suprainfectată și noi să tragem de nas de o săptămână și să nu știm ce să luăm, pentru că suntem un pacient corect și stăm cu tratament simptomatic de nurofen și paracetamol. Ibuprofen și paracetamol, să dăm și paracetamol. Și atunci, pentru că ne dorim să avem un control real al antibiotic-terapiei, trebuie să ne facem aceste exudate când suntem răciți, pentru că în urma lor obținem niște antibiograme și medicul ne dă țintit medicamentul care trebuie, fără să facem abuz. Și da, ne facem și analize de sânge, pentru că pot să ne arate gradul de infecție pe care îl avem. Există parametrii inflamatori, ca fibrinogenul, proteina C reactivă, chiar și parametrii din hemoleucogramă, care ne îndeamnă spre ești răcit. Da. Și dacă sunt normale, atunci medicul poate să schimbe diagnosticul și să zică s-ar putea să aveți o alergie. Aveți cățel? Aha, sau purcioluș de guinea. Nu este vorba de sărăceală, ci de o posibilă alergie. Da. Dar uite, mă mai gândeam, dacă ai o infecție stomatologică, da, niște carii, absces, deci în zona aceasta a cavității orale, dacă ai anumite infecții și probleme stomatologice nerezolvate la timp, îți pot influența la fel rezultatul analizelor? Da, adică să apară markerii inflamatori cresc și acolo. Acum există niște teste de real-time PCR, că suntem obișnuiți cu biologia moleculară, pentru paradontoze. Și medicul stomatolog poate să recolteze din cavități și din... Există niște recoltoare speciale și testăm acești germeni. Deci am deschis odată cu o nouă eră și cu testările de biologie moleculară odată cu venirea COVID-ului și lumea a învățat că poate să facă paneluri mixte pentru infecții în care sunt și virusuri și bacterii și dintr-o recoltare poate să obțină un diagnostic pe minim 14 germeni. Și atunci e și eficiență și rezultatul este în 90 de minute, într-o oră, mai 90 de minute timp de test. Senzațional. Am zis eu încă de la începutul emisiunii că pare așa SF, dar iată că nu este SF. Da. Este realitate și este și în România. Uite, mă bucur să avem ocazia să povestim și să explicăm lucruri pozitive, lucruri frumoase, lucruri care se întâmplă și la noi și de care ne putem beneficia, putem profita. Hai să vedem, uite, altcineva ne spune dacă există obiceiuri care ar trebui evitate înainte de recoltarea analizelor. Ne întreabă un alt telespectator, de exemplu, estecatul gumei, fumatul. Fumatul, deja ne-a zis doamna doctor, că cu câte ore n-ar trebui să mai fumeze? Păi n-ar trebui, în dimineața respectivă n-ar trebui să fumeze în dimineața recoltării. Poate să fumeze după ce își recoltează, dar în dimineața recoltării ar trebui să încerce să nu fumeze pacienții fumători. Mestecatul de gumă? Influențează cu ce aport de zahăr aduce și dacă vrem să ne recoltăm ceva exudate, dar nu are un impact așa semnificativ. Dar atenție inclusiv la ceaiurile de plante, pentru că chiar dacă sunt neîndulcite și este un ceai de plante, știți cum am spus că trebuie să ne hidratăm și probabil că vor fi ascultători care vor zice bine, dar beau ceai de plante neîndulcit, e practic da, plantele poate să influențeze. Exact, poate să influențeze. Și trebuie să ne gândim mai ales la femeia însărcinată, da, pentru că la fel îi se spune plantă, dar fără recomandarea medicului mai bine exact. Nu. Îmi place mie râd cu prietenele mele și spun, știi că totuși plantele sunt otrăvitoare, să nu o parte dintre ele. Exact, să nu uităm o parte dintre ele. Deci pot să influențeze o parte din analize. Adică trebuie să apă înseamnă apă. Avem apă,
plată. Exact, și da? Este cea care ne hidratează cel mai bine. Sărurile de rehidratare, am avut un episod de, nu știu, de vărsături, de diaree, sărurile de rehidratare pe care le luăm, chiar dacă spunem, da, bine, le dizolv în apă, sunt săruri de rehidratare, conțin calciu, magneziu, tot felul de ioni care pot să influențeze rezultatele acestor parametri în buletinul de analize. Și este de asemenea, protectoarele gastrice care conțin antiacidele, care conțin magneziu și calciu, la fel blochează absorpția anumitor parametri de la nivelul gastric și pot să influențeze rezultatele. Adică trebuie să fim foarte corecți așa și să declarăm totul la recoltare. Corect, corect. Eu să știi că mă uit după mesaje, verificam și pagina mea de Facebook și pagina de Facebook și la Medica TV. Și unele antibiotice, până ne lămurim ce mai vor. De exemplu, unele antibiotice pot să crească, pe care le luăm pentru diferite afecțiuni, pot să crească anumiți parametri pe care noi îi detectăm în urină, glucoza, tetraciclinele cu glucoza și în urină, adică dau rezultate fals pozitive, care nu se corelează cu nivelul glicemiei și cu alți parametri. Deci trebuie să fim foarte atenți, facem tratament dislipidemiant cu statine. Pot să influențeze valorile marcărilor hepatice, ale transaminazelor, adică sunt niște subtilități pe care asistenta și laboratorul trebuie să le dețină și cât și medicul care interpretează rezultatele. Și trebuie să fim conștienți de momentul în care recoltăm această analiză. Și da, suntem toți supărați că trebuie să așteptăm înainte să recoltăm, dar să știți că este recomandat că în momentul în care ajungeți în locația de recoltare, 15 minute să stați liniștit pe scaun. Ca organismul să exact. Se relaxeze, să intre să atingeți, relaxat. Exact, să atingeți echilibrul de care este nevoie pentru a avea niște parametri corecți. Pentru deci că foarte important, da? Să mergem relaxați, să rămânem relaxați și în timpul investigației, să nu... Stresul schimbă, nu? Schimbă mult. Da. Și abordarea procesului de recoltare, cred că schimbă stresul. Da. Îi punem o presiune și un stres și pe asistenta care ne recoltează și atunci nu e bine. Nu e bine, da. Uite, Irina ne întreabă dacă ne putem spăla pe dinți, cred că te-am întrebat și eu și ai zis că dacă recoltăm exudate, nu este recomandat. Nu ne spălăm pe dinți și nici apă nu avem voie să bem, însă dacă avem doar recoltare de analiză de sânge, atunci ne putem spăla și pe dinți și putem bea apă. Chiar este indicat, Irina, pentru că a explicat deja doamna doctor, vasele sunt altfel, dăm mai ușor sângele exact. Dacă suntem hidratați, nu? Dar chiar de multe ori se întâmplă ca asistentul medical să reușească să intre în venă, trage un pic și după care spune ce, ah, ce ați făcut, că nu mai curge sânge, vă este frică, exact. Te-ai speriat vasoconstricție. Deci asta se întâmplă. Te-ai speriat și ai făcut vasoconstricție și știu că există dorința mămicilor de recoltare de sânge capilar și nu pot să le înțeleg ca și mamă, dar este mai puțin traumatizant prinderea unei vene și recoltarea din venă la un copil, indiferent de vârsta lui, decât recoltarea din deget. Plus, calitatea produsului care ajunge la laborator recoltat din deget este îndoielnică, pentru că nu curge tot timpul, copilul țipă. Așa, durerea este odată când și dacă este atunci când intră în venă. Deci, știu, vă înțeleg, mămicilor, da? Și eu la fel, dar eu știi cum am procedat cu ai mei copii când erau mici, mici, mici și să știi că eu de mică i-am dus să le fac cam o dată pe an, băiatul joacă, face fotbal de performanță și am vrut să, pe lângă testele pe care le face la club, eu întotdeauna o dată pe an, dacă am mers cu Marc și Rebecca a vrut, ea fiind și micuță și eu i-am învățat, am spus, este o înțepătură, o simți, nu i-am păcălit că ce se întâmplă sau nu, m-au văzut pe mine pentru că făceam o dată pe an și își doreau și ei când erau mici și le-am spus, nu vă uitați. Eu nu mă uit. La fel când au avut vaccinuri de făcut la școală, le-am zis, vă duceți printre primii, întindeți frumos mânuța, sunteți cei mai curajos. Le-am și explicat de ce zic. Vor fi alții care plâng, care încep să se vaite pe acolo. Voi știți despre ce este vorba. Cred că dacă le explici
ce trebuie copiilor, să le spui că, uite, lucrurile astea te pot salva de multe alte lucruri neplăcute, de apariția bolilor. Dacă explici copilului ce se întâmplă și că, uite, și mami și tati, cu toții ne facem, sunteți și voi măricei, ei vor sta. Da, așa dacă este. Ei cu forța nu le spui nimic sau le mai spui te mir ce, că am mai auzit cazuri că ziceau că le lipezi nu știu ce abțipild cu Superman, cu personaje și de unde copilul întindea mâna și se trezea cu branula sau cu acul înfipt în venă, normal că reacționezi și tu ca adult dacă te-ar lua cineva pe nepregătite. Deci cred că este foarte important și ce le transmis copiilor și cum le explici ca ei să vină relaxați. Exact, așa cum să vină relaxați. Nimeni mergem în nu-i familie face nimic, și ne nici facem doamna asistentă, nici doamna doctor. Și analizele. Trebuie să înțelegem calitatea rezultatelor depinde de calitatea produsului primit în laborator. Și o parte din calitatea produsului primit în laborator ține de noi. Noi ca și pacienți. Pentru că noi venim cu produsul la recoltare. Noi îl transportăm cu împreună până la recoltare și depinde și de asistentă, de modul de recoltare, de cât de ansioși suntem, dar calitatea rezultatelor depinde de produsul primit. Este prima regulă. Adică nu există. De-aia trebuie să facem toți împreună ca să avem produse de calitate în laborator pentru ca rezultatele să fie cea mai înaltă calitate. Și o să te mai întreb scurt doar ce analize de rutină recomanzi, da? Tocmai pentru a descoperi la timp sau pentru a preveni apariția anumitor boli. Hemoleucograma? Spune? Da, hemoleucograma trebuie să le luăm foarte simplu. Facem hemoleucogramă, facem niște parametri biochimici ca să încercăm să acoperim aparatele și sistemele în general, adică ureo, creatinină, glicemie, facem o hemoglobină glicozilată ca să acoperim glicemia în caz că avem vreo surpriză. Facem niște markeri hepatici, transaminazele, ale TALE, AST și un gamma GT, facem niște bilirubine tot la fel ca să ne ținem de partea asta de ficat. Bineînțeles, facem lipidele toate, așa cum am zis, trigliceride, colesterol, HDL colesterol și LDL colesterol. Deci neapărat colesterolul fracționat, da. Adică bun trebuie să le facem rău. Pe toate, pentru că altfel nu ne spune nimica. Nu valoarea există. Totală nu este suficientă. Da, nu este suficientă. Cred că și sumar de urină, facem examen sumar de urină, urocultură, facem PSA la bărbații peste 40 de ani, facem HPV-ul și Babeș Papa Nicolau exact. Pentru femei. Și cam asta ar fi. Da, și acum putem să facem și 25OH vitamina D. Așa, da. Care e diferența? Că nu este dozarea simplă, nu? De vitamina 25OH vitamina D este dozarea vitaminei circulante. Vitamina Aha, pe deci care noi... Vitamina da. D pe care o avem în celule, avem în organism. Da, exact. Și pe care noi o luăm cu diferite preparate comerciale. Este... În mod normal, 25OH vitamina D este mai mare vara, deci recomandarea ca să știm în momentul toamnei în care începem tratamentul cu vitamină D profilactic și la adulți și la toate vârstele, deci recomandarea să testăm acest analit este exact atunci când începe școala. Da, deci ne pregătim, cu 25OH vitamina D ca să știm exact cum dozăm această medicație pe care o să o luăm pe parcursul toamnei și pe parcursul iernii, pentru că așa este recomandat de toate organismele internaționale. Exact. Da. Și atunci trebuie să o facem și pe aceasta, preventiv. Suntem pe final de emisiune, Andreea, mai avem 2 minute, uite, mă ajută colega mea și îmi spune în cască, Laura, îți mulțumesc, 2 minute mai avem la dispoziție. O să vreau să facem o scurtă recapitulare, am încercat să povestim astăzi cât de importante, iată, sunt analizele de rutină, analizele de sânge și preventiv făcute și atunci când sunt anumite probleme de sănătate și foarte important ce aveți voi implementat, rolul inteligenței artificiale, iată, în munca aceasta voastră de laborator, medicină de laborator. Foarte, foarte important. Ne-am liniștit, am înțeles că nu oamenii au de suferit medicii și cadrele medicale, ci dimpotrivă ei sunt ajutați de această inteligență artificială. Cumva echipa este mai mare și mai sudată. De ce am spus mai mare? Pentru că ne-ai explicat cum puteți face conexiuni cu medici din alte colțuri ale lumii, cu rezultate, cu statistici pe care fiecare în țara lui le are în funcție de pacient pe care îi studiază. Te las pe tine să spui concluzia. Concluzia este că medicina evoluează odată cu tehnologia și
trebuie să acceptăm acest lucru și pacienții, cât și corpul medical, trebuie să îmbrățișeze aceste transformări și asigurăm pacienții că, indiferent cât de tehnologizați o să fim și câte softuri și cât de dezvoltată o să fie inteligența artificială, totul o să lucreze în interesul pacientului și există medici care au grijă ca totul să fie bine în continuare. Deci nu ne transformăm în roboți, nu, în niciun caz. Nu. Rămân medici, rămân cadrele medicale, însă vor fi ajutate și sunt deja ajutate. Sunt deja spuneai ajutate, că de 2 ani da. De zile în laboratoarele voastre există această revoluția inteligenței artificiale. Andreea, îți mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru informațiile pe care le-ai adus cu zâmbetul pe buze. Mult succes în tot ceea mulțumesc. Ce faceți. Mulțumesc pentru fie invitație. Bine. Și te așteptăm să mai revii, să mai povestim mulțumesc, și altă mulțumesc, dată. Mulțumesc, cu siguranță. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Din suflet. Să le mulțumim celor care ne-au urmărit și ne-au scris. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, chiar dacă urmează o scurtă pauză, astfel încât să schimbăm invitatul. În partea a doua emisiunii spuneam că vom povesti despre diabet. Și alături de noi va sosi doamna doctor Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, doctor în științe medicale. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute.